Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă propun o rețetă de salată de cartofi cu usturoi și pătrunjel, simplă, ieftină, ușor de făcut, poate fi servită simplă cu salată sau ca garnitură lângă un șnițel, grătar sau pește. Să începem! Ingredientele necesare le găsiți scrise la descriere, dar și în linkul către rețeta scrisă de pe blog pus tot în descriere. Cartofii bine spălați în prealabil, i-am pus în apă rece. Adaug și 2 lingurițe de sare și îi pun la fiert pe foc. Vor fi gata în circa 20 de minute. În acest timp voi pregăti o pastă de usturoi, pentru care am nevoie de 1-2 căței de usturoi curățați, o jumătate de linguriță de muștar și vreo 50 de ml de ulei. Am curățat și mărunțit cei 2 căței de usturoi. Cel mai corect se face lucrul acesta într-un mojar, dar eu prefer să-i dau pe o răzătoare fină. Voi poate preferați o presă de usturoi, fiecare face cum este mai ușor. Am pus usturoiul pasat într-o ceașcă îngustă și mai înaltă. Am adăugat și muștar și cu o linguriță încep să amestec cele 2 ingrediente foarte energic. Adaug și ulei, dar foarte puțin, un sfert de linguriță odată, și amestec foarte iute până se omogenizează. Nu adaug iar ulei decât atunci când cantitatea anterioară s-a încorporat. Rezultă o emulsie ce seamănă cu maioneza. Vă spuneam să folosiți o ceașcă mai îngustă și mai înaltă. Genul acesta de vas am constatat eu că este cel mai potrivit pentru a forma o pastă de usturoi bine legată. E mult mai ușor să ai o mișcare rapidă dacă pereții vasului limitează mișcarea și o concentrează fix unde avem materialul de lucru. Am înmulțit pasta cât să fie o cantitate de 4-5 lingurițe. E ceva mai mult decât îmi trebuie de fapt, dar mai am și alte planuri cu această pastă. Cam asta e consistența pe care mi-o doresc, e bine legată, seamănă cu o maioneză, doar că nu are ou. Între timp cartofii s-au fiert, vărs apa și îi lasă să răcorească cât să-i pot ține în mână. Îi curăț de coajă, cu un cuțitaș înlătur eventuale puncte și pete de pe suprafața lor și îi tai cuburi, întâi pe lung în 4, apoi pe lat o dată sau de 2 ori, depinde cât de mare este cartoful. Puneți într-un bol mai mare, eu i-am pus într-un bol mai mic, după care a trebuit să-i mut pentru a-i putea amesteca și a sezona cum trebuie. Peste cartofi am pus 2 lingurițe de pastă de ardei. Voi puteți pune mai puțin și să potriviți ulterior după gust. Nouă ne place mult usturoi, așa că punem destul de mult. Am mai pus sare și ulei. Amestec cu grijă să nu stropesc cartofii. Am gustat și am mai adăugat ulei și sare, dacă mai este nevoie. Amestecăm. Toc mărunt și cât mai fin, o legătură de frunze verzi de pătrunjel, spălate și bine scurse de apă în prealabil. Adaug pătrunjelul peste cartofi și amestec bine. Și salata noastră este gata, trebuie doar să o mai lăsăm un sfert de oră să se așeze gusturile și să se împrietenească ingredientele. Dacă vreți să o păstrați caldă, o puteți pune acoperită cu un capac peste un vas cu apă fierbinte care vă menține căldura. Se poate consuma și așa simplă alături de o salată, dar nouă ne place cel mai mult alături de pește. Ni se pare combinația perfectă. Mulțumesc tare mult că ați fost azi alături de mine în bucătărie. Like și share dacă vă place rețeta. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye, bye!